Anul acesta recolta a fost dezastroasă din cauza secetei, iar oamenii nu s-au prea ales cu multe roade. Și pentru că răul nu vine niciodată singur, țăranii se mai confruntă și cu altfel de probleme. Sunt prădați de hoți. Acum când toată lumea recoltează cartofii, unii dintre ei nu prea mai au ce, pentru că le-au luat-o alții înainte. Când se întunecă, hoții de cartofi acționează cu dezinvoltură. Așa au procedat și doi hoți dintr-un sat de lângă Făgăraș, care din fericire au fost prinși de oamenii legii. Totuși, ce recomandă polițiștii și cum acționează ei pentru prevenirea acestor furturi, mai ales în această perioadă, puteți afla doar din numărul 825 al săptămânalului Bună ziua Făgăraș, apărut astăzi pe piață. Din paginile ziarului mai puteți afla că de câteva zile Consiliul Local are un nou membru. Este vorba despre Constantin Gabor Aurelian, care i-a luat locul regretatului profesor Traian Duță, care a sfârșit în condiții tragice în urmă cu două săptămâni. La Salcoserv, săptămâna trecută a fost sărbătoare mare, ce au sărbătorit angajații și ce invitații au avut doar din Bună ziua Făgăraș. Și la Cincul Lumea a fost duminică în sărbătoare, aici a fost organizat un târg de toamnă, cu ce au venit gospodinele și dacă evenimentul a fost pe placul turiștilor, puteți citi din ultimul număr al săptămânalului Bună ziua Făgăraș. Ultimele știri din țara Făgărașului, informații utile, mica publicitate, sport, program TV, doar din Bună ziua Făgăraș, de astăzi la toate chioșcurile de difuzare a presei.